1386 de elevi ai școlii de agenți de poliție din Câmpina, din promoția 2012, susțin săptămâna aceasta examenele de absolvire. Vineri vor avea proba scrisă, toți în același timp, toată promoția, iar săptămâna viitoare, luni și marți, vor susține proba orală. Când ar trebui să fie avansate acestea? Avansarea promoției ar trebui să fie pe data de 29 iunie. Și sperăm că va fi. Dacă nu se va întâmpla, vom vedea. Deocamdată nu știm acest lucru. Bine, domnul? 29. O ciornă. Și o ciornă, te rog. Da. Astăzi și mâine sunt cele două zile în care absolvenții se prezintă în fața comisiei pentru probele practice. Nu peste mult timp, mulți vor fi pe teren. Se vor confrunta cu diverse situații. La data de 11.06.2012, la Poliția Municipiului Câmpina s-a primit mandatul de executare a pedepsei închisorii numărul 5143, emis de Judecătoria Câmpina, la data de 08.06.2012, privind pe Popescu Ion, fiul lui Mihai și Stanca, născut la 14.05.1960 în Municipiului Câmpina. În momentul în care se conduce persoana respectivă la sediul poliției, nu există nicio obligație din partea polițistului? Să-i aducă la cunoștință drepturile acestuia. Și să-i spună, să-i specifice că va fi condus la sediul secției de poliție. Păi pe timpul cât conduci o persoană, dacă te gândești la măsuri polițienești, ce trebuia să mai faci? Control corporal. Și în cuprinsul procesului verbal se făcea mențiune despre acest document, despre această activitate? Viitorii polițiști au ales acest drum din pasiune pentru a face carieră și, dacă nu vor fi avansați la timp, sunt dispuși să aștepte pentru a-și împlini visul. Ce faceți dacă nu veți fi încadrați în ele? Nu știm ce o să facem. Probabil o să mai profităm de ultima vară, să ne mai distrăm și în rest, nu știu, chiar dar nu îți dorești știu. Neapărat să fii polițist? Da, normal. De aceea am și dat aici la școală. Vor fi niște examene grele? Te temi de ceva? Cred că o să ne descurcăm toți. Cu încadrarea? Încadrarea cred că o așteptă toți, dar acum nu se știe când va avea loc. Nu știu dacă la noi o să fie problema asta, dar trebuie să acceptăm situația. E vreo probă de care te temi? Proba practică și cea scrisă, evident. După care urmează să fiți avansați în cel mai bun caz. Da, luna asta, cu la sfârșit de an, la sfârșit de lună, vom vedea ce o să fie. Dacă nu se întâmplă asta, să-ți cauți de muncă în alt domeniu? Nu. Mai vedea, mă așteptăm. După ce trec de emoțiile examenelor, elevii vor aștepta să ocupe posturile din cadrul MEAI ca agenții de poliție.